Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, l-am auzit ieri pe ministrul transporturilor, domnul Sorin Clipește de două ori, Grindeanu. Așa. Promițând iar marea cu sarea și asfaltul cu asaltul, kilometri peste kilometri de autostradă, cum se face de obicei, mă rog, nimic nou cu promisiunile. Problema e că în timp ce noi tot așteptăm noi autostrăzi, trebuie să le reparăm din ce în ce mai des pe cele existente acum. Mă rog, sau să le repare constructorul, că stând în garanție. Asta nu se fac autostrăzi noi, că se strică și, știi, avem probleme. Da, culmea e că unele dintre aceste reparații trebuie făcute pe loturi deschise chiar foarte recent. Că sunt în garanție, mă rog. Iată, de pildă, situația de pe autostrada A10, Sebeș-Turda, unde tot apar crăpături, alunecări și tasări pe un lot deschis cu surle și trâmbițe chiar înainte de alegerile parlamentare din 2020. Primele probleme au apărut la sfârșitul anului trecut. Au fost reparate, iar acum ele au revenit, culmea, în aceeași zonă, la jumătate de an distanță. Iar pe drumul expres Craiova-Pitești, care a fost și el dat în folosință recent, acum mai puțin de un an, de fapt, în iulie 2022, trebuie intervenit pe un pasaj care s-a fisurat longitudinal, pe o lungime de 10 de metri. La telefon este Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructura. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, vă mulțumesc de invitație! Cu drag! Nou, ni se pare cel mai îngrijorător și am vrea să înțelegem de ce defecte reparate într-o anumită zonă, pe Sebeș-Turda, de pildă, reapar numai câteva luni mai târziu. Ce se întâmplă acolo și de ce nu se poate face ceva ca să nu se repete defectele? În cazul ăsta, evident că e o problemă acolo cu execuția, pentru că una este să ai un cumul de factori care într-un final, după un an, doi ani, trei ani, patru ani, îți dau o problemă punctuală într-un anumit loc. Alta este să tot repari succesiv acea zonă. Adică asta sugerează că e o problemă acolo de, nu știu, de fundație, e o problemă profundă, nu? Da, este probabil că este un cumul de factori între o proiectare, o subproiectare, cum spunem noi, adică soluția care, ghilimele, s-a desenat și ulterior s-a pus în operă, nu a ținut în teren. Adică proiectantul, care e tot constructorul, da? În cazul ăsta, pe proiectul ăsta, proiectare și execuție proiectul. Deci, proiectantul nu și-a dat seama din capul locului ce trebuie să se facă acolo. Și, sau, dar probabil că și, în momentul în care s-a executat, antreprenorul nu a executat cum trebuie, că, na, dă-i pe repede înainte, nu avem un istoric așa foarte fericit și cu acest antreprenor, că nu e singur. Cine e antreprenorul acesta pe zona asta? Sunt cei de la Pitaro, în Italia. Am mai auzit de ei. Dar cum se face că ei câștigă tot timpul licitații și execuții și după aceea întârzie, că și aici au întârziat ani de zile? Au întârziat și vecinii grecii de la, mai din spături, dar pe aceeași autostradă, un pic mai încolo. Dar să știți că deși grecii au stat 7-8 ani de zile, depinde cum privești în execuție, la ei lotul este mult mai bun, nu doar din punctul ăsta de vedere al fisurărilor sau al problemelor care țin de taluzări și așa mai departe. Sunt și alte elemente de calitate, planeitatea asfaltului, trambulinele, cum le zicem noi, știți că în momentul în care treci de pe un pod sau intri pe un pod, pe partea de drum, de terasament, te zgâlție, e o trambulină pe românește, da? Sunt și mai sunt alte zone în care îți vibrează mașina sau parcă ești pe valuri. Dar știm cu toții problemele astea de planeitate și de... Da. Plus gropile în asfalt care apar deja pe acest lot sau au apărut. Ionuț, revenind la problemele astea care apar mereu în aceea zonă, pe lotul ăsta Sebeș-Turda făcut de Pizzarotti, ce se poate face? Că dacă tot se întâmplă la 6 luni, la un moment dat lotul va ieși din garanție și cine o să facă reparațiile? Și o să... Asta e cea mai bună întrebare. Evident că noi toți o să facem reparațiile din buzunarul nostru, adică noi o să le finanțăm, nu mergem noi pe autostradă, îl dăm cu lopata. Uh-huh. Compania de drumuri trebuie să plătească după ce este din garanție și o să iasă curând în garanție. Dacă nu mă știu, garanție de 3 ani aici, sau 4 ani, nu scap acum data, okay. Dar nu e o garanție de 10 ani, așa cum se dă pe loturile noi, pe autostrada 7, de exemplu, sau pe care vă pitești. Deci e o garanție normală, cum se dădea înainte, 3-4 ani. Iar după ce o să iasă din garanție, evident că suntem buni de plată. Compania de drumuri o să facă partea asta de reparație, mentenanța curentă, bineînțeles, și partea de reparație din bugetul consolidat. Adică bugetul nostru al tuturor, că astea nu se decontează, cum a fost cazul construcției propriu-zise, din fonduri europene. Dar dacă ar fi ca la carte, ce ar trebui să
facă compania de drumuri acum cu lotul ăsta, cu bucata asta care se tot strică? Ar trebui să mai execute din garanția bună execuție, nu? Ar trebui, dar e greu. Okay. Trebuie să faci niște expertize. Dar ea nu poate fi... Că e culpa constructorului, că mai multe lucruri trebuie nu să poate fi fixată în așa fel încât să nu mai alunece, să nu se mai crape, trebuie făcute alte lucrări. Ba da, dar e o problemă de cost. Ideea e cine face, cine își asumă costul ăsta, repet, în garanție și l-asumă antreprenorul, dar mai ține un an, doi, mai cârpește antreprenorul un an, doi, după aia să vedem cum o să fie. Mm-hmm. Unde deci acum, dacă este de certat un pic așa pe la arbitraj cu executarea garanției, dar acea e undeva 10% garanția de bună execuție, deci n-ar fi o sumă fantastică. Dacă o să avem probleme, nu zic că avem, nici nu vreau să fiu prăpăstios. Da. Dar dacă o să avem probleme mai grave, atunci chiar și dacă se execută și se și mă rog, plătește, se încasează o parte din garanție, acei bani nu o să ajungă pentru mult timp dacă o să avem probleme majore pe termen lung cu autostradă. Valabil, de exemplu, cu Orăștie Sibiu. Mm-hmm. Lotul 3, vestita celebra groapă acolo unde autostrada a fost din temelii scoasă, demolată de timpul lui Neagă. Și acolo în continuare sunt probleme. Compania de drumuri, după atât amar de vreme, n-a fost în stare să facă o expertiză cap-coadă și să se pună în operă acolo niște lucrări, ca să nu mai stăm, că e trambulina, e puțin spus, e ca plastilina acolo, lotul. Mm-hmm. Deci, garanția de bună execuție s-a dus hăt de mult. Dacă păi probabil că nu-și asumă nimeni răspunderea politică să spună aici lucrurile trebuie luate de la zero. Vorbim de lucruri simple. Ce asumare politică? Da, și ca atare tot cărpim că mai trece timpul și ieșim la pensie sau se schimbă guvernul și scăpăm de răspundere și asta e viața. Cartoful fierbinte întotdeauna se pasează cât mai repede. Cum îl primești, hop, dai mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare, Ionuț Șură de la Asociația Pro Infrastructură. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.